Acum câteva episoade v-am prezentat un smartwatch foarte interesant de la Samsung. Însă, pentru mulți dintre cei care au văzut acel video s-au plâns că prețul este ridicol de mare. Așa că m-am decis să vă prezint un alt ceas inteligent cu funcții precum al unui telefon. Însă, la fel, prețul mare și unele dintre funcții nu prea le folosim pe un ceas. Deci, multe dar degeaba pentru unii. Până la urmă mi-am propus să vă prezint un smartwatch care să combine aspectul atrăgător și elegant, simplitatea, dar și funcțiile pe care ne-ar interesa cel mai mult de la un ceas inteligent, cât și că are o dimensiune mult mai mică decât acest smartwatch. Eu sunt Mihai de pe Android Info și tocmai vedeți review-ul ceasului smart iHunt Watch Me. Să-i dăm drumul! Avem în fața noastră un smartwatch care arată extraordinar de bine și din toate punctele de vedere chiar nu exagerez despre aspectul acestuia. Dispune de un design premium parcă inspirat de la ceasurile Apple Watch, iar să vă zic sincer, nu arată rău deloc. Materialele din care este realizat acest ceas sunt de cea mai bună calitate. Respectiv, avem body-ul din metal fin care este plăcut la atingere, iar pe față un ecran IPS ce are o dimensiune de 1,33 de inci cu o rezoluție de 240x240 de pixeli. Un alt aspect foarte important și care mi-a plăcut să văd că dispune este această brățară din metal cu prindere pe bază de magnet, unde, la prima vedere, m-am gândit că sigur nu este cea mai bună alegere din partea producătorilor. Însă, se pare că m-am înșelat. Este cea mai bună alegere pentru o brățară pe un smartwatch. Nu ți alunecă, strângerea ei se face foarte ușor și foarte rapid la un loc. Iar pentru a desface brățara de tot, pentru a schimba-o cu altele, se realizează foarte simplu prin glisarea acestei tije. Ca și funcționalitate, acesta poate înregistra prin sincronizarea cu o aplicație pe smartphone, fie Android sau iOS, denumită DaFit. Precum monitorizarea ritmului cardiac, pedometru, monitorizarea somnului, ID-ul apelant și respingerea apelului, contor calorii, diferite funcții sport, senzor de puls, alerte inteligente și alarme, telecomandă pentru telefon la diferite funcții și barometru. Ce îmi place la acest ceas este că îți dă posibilitatea să vezi cine te apelează cât și să respingi respectivul apel, notificările mesajelor primite pe telefon, este rezistent la apă și nu necesită o prea mare zmucire a încheieturii atunci când dorim să vedem cât este ceasul sau restul informațiilor. Operarea lui se efectuează prin singurul buton tactil care informațiile ni le vor afișa prin slide, de la vreme, notificări de mesaje, distanța parcursă, bătăile inimii unde putem vedea pe o durată de 24 de ore cum ne situăm, somnul, activitățile sportive, shutter-ul pentru cameră, playerul și setările. Pentru a intra pe fiecare funcție în parte, se realizează prin apăsarea puțin mai lungă pe butonul tactil. Din păcate, acesta dispune de doar 3 stiluri de interfețe pentru ceas, la care una dintre ele îți poți modifica poza cu cea de pe telefonul vostru. Spre surprinderea mea, bateria acestuia a reușit să mă țină în jur de 7 și 15 zile, asta în funcție de activitățile pe care le ai, adică dacă primești multe apeluri, multe notificări, cât și multe verificări ale bătăilor inimii, încât bateria ajunge să țină cel puțin 7 zile. Și tot nu este rău, ținând cont că dispune de o baterie de 180 de mAh. Deci, vă pot spune că este cea mai bună alegere în categorie de ceas smart pentru un astfel de preț, având aceste funcții, aspectul elegant și premium și dimensiunile mici comparativ cu restul ceasurilor. Acesta nu depășește prețul de 199 de lei direct pe site-ul iHunt România, unde veți regăsi în descrierea acestui video un link direct către acest smartwatch. Nu uitați să dați un like și un share la acest video, cât și să vă abonați la acest canal în caz că nu ați făcut-o până acum. Eu am fost Mihai, gazda acestui canal Android Info, pe curând!